chestie care îmi place și pe care insistă Rothbard e conflictul între sărași și săraci. Deci noi trăiam cu imaginea asta că statul vine ca un erou. Ne gândim la Superman, ne gândim la Spider-Man, Robin Hood, care da, vine și ia de la bogați și de la săraci. O Rothbard spune nu, ia și de la săracii din privat și de la săracii asistați. Deci acolo e un conflict. Noi rar ne gândim la asta. Deci noi ne gândim că statul ia de la țiriac și de la un om paralizat. Nu ne gândim că ia de la un ia de la o vânzătoare, să zicem. Sau... Da, de la, de la un vânzător, de la Mega Image, da, de la o femeie de serviciu. De la... Și nici măcar nu dă, uite, Gabi a dus în discuție welfare-ul, bunăstarea corporatistă, contractele de apărare. Subvențiile. Da, subvențiile pentru firmele mari. Deci transferul, de fapt transferul e, cum să zic, e neutru vis-a-vis de clase sociale. Sunt forați bogați, sărați și middle class și banii se duc la bogați, sărați și middle class. O imagine pe care ne-o dau socialiștii e că nu, fură doar de la bogați. De la... Hai să zicem și că ar fura de la bogați. Tot ar fi rău, dacă pleacă bogații, dispar și locuri de muncă, investiții. Hai să zicem că pleacă, nu știu, top 50 în România. Păi alea nu erau, pentru Kaufland nu lucrează săraci. Deci nu e... Să pierd slujbe. Leftiștii văd corporația așa. No, leftiștii rezolvă problema, zice, nu, păi da, da, pleacă Kaufland, îi facem de stat. Naționalizează. Că, na, că vorba aia a mers bine înainte, cât era, când era Kauflandul de stat. Problema este cu această subvenție a companiilor, că este o asistență de stat, prin care banii sunt luați de la amărâți, de la oamenii săraci, și dați celor bogați. Da, sunt luați de la toți. Aici nu mai există pretenția, exact, aici nu mai există pretenția că ajuți, îi ajuți pe săraci de la bogați. Da. Adică sunt, să zicem, în agricultură, unde cineva are mii și mii de hectare, s-a întâmplat o secetă sau se dorește limitarea producției de grâu sau orice altceva, prin care statul intervine cu o sumă de bani, banii ăia sunt luați de fapt de la toți. Toți. De la... și de la cel sărac care lucrează, să zicem, primei de serviciu sau unul care vinde în cora, trebuie să susțină mari latifundii. O altă categorie care vreau să o menționez sunt oamenii care, studenții, adică oamenii din învățământul superior. În România este gratis și de obicei oamenii ăștia nu sunt din păturile defavorizate, sunt din păturile favorizate și sunt ținuți acolo din banii.